Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Investigații Criminale, unde vorbim despre crime, dispariții și monștri de toate felurile. Noi suntem Diana și Fabian, iar astăzi am decis să spunem povestea criminalului de copii care a îngrosit România la finalul anilor 90. Petrică Ciucă este unul dintre cei mai diabolici criminali în serie din România. În 1999, pe când avea doar 21 de ani, a bătut, violat și ucis 4 copii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani. Ancheta polițiștilor și procurorilor a reușit să probeze doar 2 dintre groaznicele fapte, deși pedofilul criminal a recunoscut 3. Duminică, 21 noiembrie 1999, Ciucă s-a întâlnit întâmplător cu victima lui în apropierea cinematografului Dacia. Eleonor avea 11 ani și era fratele mai mic al unui fost coleg de școală de-al lui Ciucă. L-a invitat pe copil să meargă cu el, ca să-i dea ceva să mănânce și l-a dus în subsolul blocului unde locuia. Acolo Ciucă i-a dat copilului să bea țuică și după l-a violat și apoi l-a ucis, strângându-l cu mâinile de gât. După ce l-a ucis, Ciucă a ascuns trupul băiatului printre țevile de canalizare de pe tronsonul dintre subsolul blocului și o școală generală aflată în apropiere. Cadavrul a fost descoperit de muncitorii de la salubritate, care fuseseră sesizați că din canalizare vine un miros oribil. Trecuseră 3 luni de la crimă, timp în care șobolanii au distrus trupul copilului. Mama lui Eleonor și-a recunoscut băiatul doar după resturile de haine. În aceeași canalizare, lângă trupul lui Eleonor, a fost găsit un alt copil decedat. Despre această victimă, Petrică Ciucă le-a declarat anchetatorilor că se numea Răzvan și că ar fi fost ucis de D. Neculai, colocatarul subsolului în care stătea Ciucă. În schimb, Neculai a negat că ar avea vreo legătură cu crimă. Necropsia a arătat că băiețelul avea în jur de 10-11 ani, iar corpul său prezenta multiple mutilări, inclusiv lipsa ambelor mâini, a piciorului stâng, a organelor toraco-abdominale și a organelor genitale, toate cauzate post-mortem de rozătoare. Cu toate acestea, parchetul de pe lângă Tribunalul Galați a decis să nu deschidă o anchetă penală în acest caz, lăsând astfel moartea copilului neanchetată și fără consecințe legale. O altă victimă, pe numele său Popa Tudorel, avea 13 ani și a dispărut de acasă la începutul anului 2000. Ciucă le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum l-a omorât. I-a descris hainele în care era îmbrăcat copilul, acelea și în care el dispăruse de acasă. În seara zilei de 8 ianuarie 2000, Ciucă spune că a mers cu băiatul într-o canalizare situată în apropierea Spitalului Militar din Galați, unde ar fi întreținut relații sexuale consimțite. Apoi, din motive nemenționate în rechizitoriu, Ciucă l-a sugrumat pe copil, omorându-l. Anchetatorii s-au deplasat la locul indicat de Ciucă, unde acesta a susținut că a ascuns trupul băiatului, însă nu au găsit nimic. La 1 an și 7 luni după ce Ciucă a fost trimis în judecată, procurorul Ruparu Virgil, același care a investigat cazul crimelor, a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva lui Ciucă Petrică în legătură cu victima Popa Tudorel, însă corpul băiatului a rămas pierdut. Următorul pe lista lui Ciucă a fost Daniel. Copilul avea 11 ani și 10 luni când l-a cunoscut pe Ciucă în cartier. În ziua de 4 septembrie 2001, după ce au căpătat de mâncare la o pomană, cei doi au mers pe malul lacului Cătușa din Galați. Aici, potrivit ucigașului, a întreținut un raport sexual consimțit cu copilul de 11 ani, după care l-a întrebat dacă a mai făcut asta și cu alții. Copilul ar fi răspuns afirmativ, iar Ciucă spune că s-a enervat, l-a lovit cu pumnul în față, apoi l-a strâns de gât cu ambele mâini până l-a ucis. El a mărturisit că a rămas apoi lângă victimă timp de 5 ore din motive necunoscute. 2 zile mai târziu s-a predat singur la poliție, indicând locul în care se afla cadavrul și modul în care a comis fapta. Constatările legiștilor au contrazis versiunea prezentată de Ciucă. În realitate, copilul fusese bătut, abuzat sexual și apoi sugrumat. Ciucă și-a justificat crimele spunând că a vrut să se răzbune pe familiile acelor copii pentru că în copilărie el însuși fusese abuzat sexual. În decembrie 2002, Tribunalul Galați l-a condamnat pe Petrică Ciucă la 25 de ani de închisoare. După 16 ani și 4 luni de la data la care fusese arestat preventiv, Ciucă a aflat de legea recursului compensatoriu a guvernării PSD. În baza ei, a făcut o cerere de liberare condiționată, iar comisia din penitenciarul Brăila a avizat-o pozitiv și a trimis-o spre soluționare judecătorului. La proces, procurorul s-a opus eliberării lui Ciucă, însă doar cu jumătate de gură. A spus că Ciucă nu a dat dovezi temeinice de îndreptare și nu se poate integra în societate. Însă, la final, nu a contestat decizia judecătoriei Brăila. Pentru judecător, eliberarea lui Ciucă a fost mai degrabă o problemă de algebră decât de lege și conștiință. După calculele instanței, pentru a fi propozabil în vederea liberării condiționate, Ciucă trebuia să execute un număr de 6.848 de zile. Așa că judecătorul l-a pus imediat în libertate.
deschid citatul, apreciindu-se că perioada din pedeapsa executată de către condamnat este suficientă pentru reeducarea sa, scopul pedepsei fiind îndeplinit, persoana condamnată dând dovezi suficiente de îndreptare. Închei citatul. Ciucă devenise liber și nemonitorizat, căci instanța i-a admis cererea în baza vechiului cod penal mai favorabil lui. Dacă se aplica noul cod penal, lui Ciucă i-ar fi fost impuse măsuri de supraveghere din momentul eliberării condiționate și până în septembrie 2026, adică până la data împlinirii duratei pedepsei. Petrică Ciucă a fost dat în urmărire generală și prins într-un cartier mărginaș din Galați. Individul, extrem de periculos, a fost inițial condamnat la 25 de ani de închisoare. A fost eliberat în 2017, în baza recursului compensatoriu, cu 9 ani înainte de termen. Pentru faptele sale, va ajunge din nou după gratii. Petrică Ciucă, în vârstă de 46 de ani, a fost totuși dat iarăși în urmărire generală de la începutul anului. Acesta era căutat de poliția din Timișoara pentru furt calificat, iar parchetul de pe lângă judecătoria Galați îl cerceta și într-un dosar de abuz sexual. În data de 23 iulie, polițiștii din orașul de la Malul Dunării au cercetat amănunțit locurile aglomerate pentru a afla informații care să ducă la prinderea infractorului deosebit de periculos. Anchetatorii aveau deja o serie de indicii conform cărora criminalul s-ar putea afla pe rază secției 4, unde ar fi locuit în ultima vreme. Judecătoria Galați primise o propunere din partea parchetului de a dispune arestarea lui Petrică Ciucă sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de natură sexuală. În prezent, individul va fi audiat pentru a-i se confirma mandatul emis în lipsă de judecătoria Timișoara pe 25 ianuarie 2024 pentru furt calificat. De asemenea, el va primi un mandat și din partea judecătorilor Gălățeni. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Noi suntem Diana și Fabian, iar până data viitoare ai grijă de tine ca să nu fii următorul nostru subiect.